mea, uite, am și eu un băiat aici. Păi ce face aici, spune-mi, internat, ce face? Nu, domnule, lucrează și el aici. Păi ce face aici? E și el doctor. Nu ți-a reținut numele? Doctorul Serafim. Ginecolog sau ce? Pediatru. Mi-a pandărit că Dumnezeu să-l iert avea o teorie. Copiii au ghinion. Dacă se naște un copil, înseamnă că trebuie să plece unul dintre noi. Tovarăci! Treceți la locurile voastre, tovarăci! Mă, doamnă, mai ești, mă. Când ți-ai una peste pot. Doctorii sunt niște golani. Toată noaptea cu asistentele. Cu bolnavele alea, numai în cămășuțe. Dar ce boală, ce boală am eu? Atrofie cerebrală. Să vezi că aici la noi toți bolnavii sunt sănătoși, tu. Toată ziua stau cu țigara în cioc, ci că sunt tebeciști și trebuie să le facem radiografii. De 5 milioane de ani ne tot grăbim și de 5 milioane de ani pământul ăsta a tot ars. Mă, băiatule, ce te-a apucat? Domnule Serafim! Bolnavi suntem numai noi ăștia, sănătoși, doctorii.